Nicolae Timiș, cunoscut om politic și cu amplă experiență în administrație, este de părere că, în ciuda politizării evenimentului de la Țebea, spiritul Crăișorului Munților încă mai există în sufletele oamenilor simpli, dovadă și participarea numeroasă a românilor la sărbătoarea națională. Ne bucurăm că atâția români se adună pe această câmpie la Panteonul Moților, aici la Țebea. Ne bucurăm că vedem oameni de toate culorile politice. Ne bucurăm că există spiritul acesta lui Avram Iancu. Mai există, domnule Timiș? Mi se pare că da, chiar dacă este politizat, el există și sunt mulți oameni simpli, sunt mulți oameni din România care într-adevăr vin și trăiesc la Țebea alături de cei care sărbătoresc astăzi spiritul lui Avram Iancu.